Bună seara și bine v-am regăsit la E vremea ta! Sunt Cristina Soare și astăzi, la nivel global, maxima a fost de plus 45,7 grade în Iran, iar cea minimă de minus 71,7 grade în Antarctica. Rămâneți alături de noi în următoarele 15 minute. Avem cele mai noi știri de pe glob. Vă spunem ce au hotărât unele țări din Uniunea Europeană vis-a-vis de acordul de la Paris din 2015. Vă arătăm cum și-au petrecut timpul primii turiști spațiali care au călătorit pe orbită cu o capsulă SpaceX. Vom răsfoi dicționarul meteo și, în ultimul rând, vom afla cum va fi vremea în zilele următoare. Suprafața totală de păduri virgine și gvasii virgine identificate în România până în prezent este de 62.655 de hectare. Aceste amplasamente au fost incluse în catalogul național aferent, conform Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Din totalul identificat, 7.994 de hectare sunt păduri virgine, iar restul sunt încadrate la categoria păduri gvasii virgine. Față de catalogul de specialitate din aprilie 2021, au fost identificate de către gărzile forestiere 5.126 de noi hectare de păduri. Anul acesta au fost introduse în catalog pădurile ce au făcut obiectul unui studiu de identificare avizat din raza ocolului silvic Băile Herculane, precum și alte păduri identificate cu ocazia reamenajării în județele Brașov, Caraș-Severin, Gorj, Sibiu și Vâlcea. Un vulcan aflat sub supraveghere atentă timp de mai multe zile din cauza activității seismice intense a intrat ieri în erupție în insula spaniolă La Palma din arhipelagul Canare. Chiar înainte de erupție, autoritățile au evacuat 40 de persoane cu probleme de mobilitate, dar și animalele de la fermele din satele din jurul vulcanului. Se așteaptă ca alți rezidenți să fie evacuați din orașele din jur cu ajutorul soldaților. Să revenim însă la vremea din țara noastră, care a adus schimbări notabile în ceea ce privește regimul termic. Iată că am început săptămâna cu temperaturi în scădere, astăzi doar în sud și în sud-est au mai atins valori de vară de până la 28 de grade, însă de mâine meteorologii ne atrag atenția că vremea se va răci în toată țara, astfel încât miercuri la amiază maximele nu vor mai depăși 18-19 grade Celsius. Mai mult de atât, noaptea în zona montană pot să apară și precipitații sub formă de ninsoare. Haideți să vedem în detaliu câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Mâine dimineață vă spuneam că va fi vreme rece, 4 grade în Cluj-Napoca, 5 în Brașov, dar și în Sibiu. La amiază, vreme bună în mare, apar și câteva ploi, iar maximele vor tinde spre valori de 20 de grade Celsius. Cu detalii revin peste câteva minute. Țările din sudul Uniunii Europene au reiterat în weekend la Atena angajamentul ferm de a pune în aplicare acordul de la Paris din 2015, menit să limiteze încălzirea globală la 1,5 grade Celsius. Acest lucru vine în contextul în care Organizația Națiunilor Unite a avertizat că omenirea se îndreaptă spre o creștere catastrofală cu 2,7 grade Celsius. Acum, mai mult ca oricând, este necesar să abordăm criza climatică și de mediu care se intensifică, au îndemnat într-o declarație comună cele 9 țări participante la summit. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis, care a prezidat această reuniune la nivel înalt, a reamintit că incendiile devastatoare din această vară, care au afectat Grecia, Italia și Cipru, nu au cruțat nicio țară mediteraneană, în timp ce nordul Europei a fost lovit de inundații destructive. Când pericolul este comun, la fel trebuie să fie și apărarea noastră, a îndemnat șeful executivului ELN. La inițiativa Greciei, președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez și cel italian Mario Draghi au semnat împreună cu omologilor din Cipru, Malta, Slovenia, Croația și Portugalia o declarație pentru a obține un rezultat ambițios în timpul conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice, care va avea loc în luna noiembrie în Scoția. Cu 6 săptămâni înainte de aceasta, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că un raport publicat vineri arată că lumea se află pe o cale catastrofală spre o încălzire cu 2,7 grade Celsius. În declarația comună, cei 9 lideri își reafirmă angajamentul de a atinge neutralitatea climatică până în 2050 în Europa. Subliniind vulnerabilitatea ridicată a Mediteranei la schimbările climatice, cele 9 țări și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu impactul acestora asupra economiei și au făcut apel la partenerii internaționali, în special cei din G20, să ratifice acordul de la Paris. Au promis de asemenea să consolideze colaborarea transfrontalieră pentru a proteja biodiversitatea și pentru a spori investițiile care să permită o mai bună gestionare a pădurilor din regiunile mediteraneene.
Acest summit, cunoscut anterior sub denumirea de Med7, a fost redenumit în acest an EU-Med, în urma includerii în format a Croației și Sloveniei. La rândul său, președintele american Joe Biden a cerut lumii să-și afișeze cele mai mari ambiții pentru COP26, exprimându-și îngrijorarea față de restrângerea posibilităților de a acționa împotriva amenințării iminente a încălzirii climatice. Biden a asigurat că SUA vor adopta măsuri concrete pentru a-și respecta angajamentele în cadrul acordului de la Paris pentru promisiunea de a reduce cu 50-52% emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030, în raport cu nivelul acestora din 2005. Haideți acum să vedem care este prognoza meteo pentru țara noastră. La noapte, cerul va fi mai mult noros în sud-estul țării, unde vor fi averse, posibil însoțite de tunete și fulgere, iar izolat în Dobrogea se pot strânge 15-20 de litri de apă pe metru pătrat. În restul țării, înorările vor fi temporare, iar ploile se vor arăta din loc în loc. Vântul se va intensifica în sud, în centru și în est, iar la munte și în zona litoralului va sufla tare, sunt anunțate viteze ce pot depăși 70 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 15 grade. Mâine, temperaturile scad și în sudul și în sud-estul țării, astfel că la nivelul întregii țări, vremea va deveni rece pentru a doua decadă a lunii septembrie. O să vorbim în continuare despre precipitații, acestea vor fi sub formă de ploaie pe aici, prin sud-est, iar la munte pe creste pot să apară primii fulgi de zăpadă din a doua decadă a lunii septembrie, pentru că vă reamintesc că am avut parte de nisori și la începutul lunii septembrie. Vântul va continua să prezinte intensificări la munte și pe litoral, iar temperaturile maxime vor tinde spre 22 de grade. Cele mai scăzute valori vor fi în depresiunile din estul Transilvaniei, 11 grade Celsius. În București, la noapte, cerul va fi mai mult noros, va ploua, iar spre dimineață în termometre vom avea 11 grade, atât mâine cât și poimâine. Vremea va fi mohorâtă, cu ploi trecătoare și rece pentru această dată. Mâine vom avea 18 grade, iar poimâine 16 grade. Presiunea atmosferică are o valoare mică, de 752 mm coloană de mercur și va fi în creștere. La munte, pe parcursul zilei de mâine, cerul va fi mai mult noros, însă cu totul izolat va ploua în masivele sudice, iar mâine noapte în masivele nordice. Vântul va sufla tare pe creste, se răcește bine și aici, iată, în Ceahlău vom avea un grad cu plus. Și la malul mării vremea se strică, vântul va sufla destul de tare, viteze de peste 70 de km pe oră, în aer vom avea 17 grade, iar apa mării va fi calduță pentru această dată, iată, 19 grade. La nivelul întregii țări, ziua de miercuri aduce temperaturi scăzute în toată țara, maximele vor fi cuprinse între 8 și 18, cel mult 19 grade, va ploa pe arii extinse în vest, în nord și în centru și doar din loc în loc în sud și în est. Am ajuns acum și la rubrica Meteo Dicționar. Astăzi vă spunem ce sunt factorii geografici ai climei. Condiții geografice care determină procesele de formare a climei într-un anumit loc. Acestea sunt latitudinea și altitudinea locului, caracterul suprafeței subacente, depărtarea de ocean pe uscat sau de uscat pe ocean, relieful locului, curenții oceanici, caracterul suprafeței solului, înverișul vegetal, stratul de zăpadă și de gheață. Turiștii spațiali care s-au aflat pe orbita Terei la bordul unei capsule SpaceX au povestit, în cadrul unei intervenții video în direct, cum își petrec timpul în spațiu, demonstrând câteva tumbe și cântând la ukulele. Cei patru pasageri ai misiunii Inspiration 4, miliardarul Jared Isaacman, însoțit de alți trei americani, au decolat miercuri seara din Florida în cadrul primei misiuni orbitale din care nu face parte niciun astronaut profesionist. Capsula a orbitat la o altitudine mai mare decât Stația Spațială Internațională și s-a deplasat cu o viteză de 28.000 de km pe oră. Înțelegem cât de norocoși suntem, a declarat Jared Isaacman, comandantul misiunii, pe care a inițiat-o chiar el contra unei sume de mai multe zeci de milioane de dolari achitate către SpaceX. Ne dedicăm tot timpul pe care îl avem experimentelor științifice și puțin pentru cântatul la ukulele, a glumit acesta. Unul dintre pasageri, Chris Sembroski, a interpretat câteva acorduri la ukulele. Instrumentul, alături de celelalte obiecte aduse la bordul capsulei, urmează să fie scoase la licitație, după revenirea pe Terra, în beneficiul Spitalului de Pediatrie St. Jude din orașul Memphis, statul Tennessee. În această unitate medicală a fost tratată de cancer pe când era copil Hayley Arsenault, una dintre membrele misiunii.
Hale este campioană la tumbe, a spus Sian Proctor, o altă membră a echipajului, în timp ce colega ei demonstra o rostogolire. Face tumbe de când am ajuns pe orbită. Trebuie să recunosc că este foarte amuzant și putem ridica lucruri foarte grele fără nicio problemă, a adăugat Hale în vârstă de 29 de ani. Sian Proctor, care și-a câștigat locul în echipa de turiști spațial după ce a creat un site de vânzări online care combină pasiunea pentru artă și cea pentru spațiu, a prezentat, la rândul ei, un desen realizat la bordul capsulei și care reprezintă capsula Dragon Crew trasă de un dragon în spațiu. În plus, echipajul a colectat date destinate unei mai bune înțelegeri a efectului pe care îl are imponderabilitatea asupra unor astronauți amatori, cu ajutorul mostrelor de sânge și a testelor care vizează capacitățile cognitive. Un studiu prezentat joi de Ministerul Sănătății din Israel arată că nivelul de imunitate împotriva coronavirusului al celor care au primit a treia doză de vaccin de la Pfizer este de 10 ori mai mare decât la cei care au primit a doua doză în urmă cu mai puțin de 5 luni. Studiul, publicat de New England Journal of Medicine, arată că doza suplimentară de vaccin a redus atât posibilitatea de contagiere, cât și cea de dezvoltare de simptome grave ale bolii la cei vaccinați a treia oară. La studiu au participat peste 1 milion de subiecți cu vârsta peste 60 de ani, care au fost împărțiți în două grupuri. Unul vaccinat cu a doua doză în urmă cu cel puțin 5 luni și un alt grup în care adulții au fost vaccinați cu a treia doză în urmă cu cel puțin 12 zile. Numărul de cazuri de coronavirus înregistrate în grupul care nu primise doza suplimentară a fost de 4500. În schimb, între cei vaccinați cu a treia doză s-au înregistrat doar 934 de cazuri. Este evident că doza de ranfort este foarte eficientă în reducerea ratei infecțiilor și a numărului de cazuri grave, au semnalat autorii studiului, care aparțin mai multor organizații științifice, academice și medicale sau care fac parte din Ministerul Sănătății. Autorii au evidențiat importanța analizării rezultatelor actualei campanii de vaccinare cu doza a treia pentru a contribui la politicile țărilor ce explorează strategii de combatere a pandemiei. Israelul se confruntă în prezent cu un val 4 al pandemiei, iar autoritățile au insistat în repetate ocazii că vaccinarea populației cu a treia doză este fundamentală pentru stăvilirea ei, mai ales în urma scăderii imunității organismului după câteva luni de la a doua doză. Până în prezent, dintre cei aproape 9 milioane de locuitori ai țării, aproape o treime au primit a treia doză de vaccin. În ultimele săptămâni, în paralel cu avansarea vaccinării, noile contagieri și cazurile grave s-au limitat doar la persoanele nevaccinate, care reprezintă aproape 10% din populație, iar 667 de pacienți sunt în prezent internați pentru COVID-19. În mod tradițional, la rubrica No Comment căutăm să vă arătăm imagini și întâmplări ieșite din comun. Astăzi vedeți un show auto desfășurat recent în Africa de Sud, la Johannesburg. Vedem cum se anunță vremea mâine pe bătrânul continent. Iată că în cea mai mare parte a peninsulei iberice, atmosfera va fi însorită, iar la amiază meteorologii anunță temperaturi de până la 27 de grade în Lisabona. O zi frumoasă și caldă se anunță și în Paris cu 20 de grade, în timp ce în arhipelagul britanic vremea va fi mohorâtă, în Londra vor fi 20 de grade. În țările sudice și în cele sud-estice, perioadele însorite vor alterna cu cele înorate când va ploua. Cea mai mare valoare va fi în Atena, 31 de grade. În țările centrale, ploile se vor arăta din loc în loc, în timp ce în țările nordice și în cele de răsărit va ploua pe spații mari. Scad temperaturile, 6 grade vor fi în Vilnius și 7 grade în Moscova. Mâine în Sydney vremea va fi mohorâtă și va ploua. Dimineață vor fi 8 grade, iar la amiază 14 grade. Să vedem cum se prezintă vremea în principalele orașe ale lumii. Am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Ne revedem mâine de la ora 19:35 de minute și vă arătăm, printre altele, scările către Rai. Până atunci, vă lăsăm cu imaginea zilei și nu uitați că ne puteți contacta pe Facebook sau pe YouTube. Să aveți o săptămână minunată! Pe mâine!